Un invitat de onoare. În Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 20, găsim scris: Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Toți cei care își vor deschide inimile pentru a-L primi, îl vor putea avea pe Iisus ca oaspetele onorat. Iisus este modelul perfect. În loc să încercăm să ne mulțumim pe noi înșine și să avem propria cale, mai bine am căutat să reflectăm imaginea Lui. El a fost amabil și politicos, plin de compasiune și tandru. Suntem noi ca El în aceste privințe? Căutăm să ne înmiresmăm viața cu fapte bune? Nu este suficient doar să ne mărturisim credința. De la noi se dorește ceva mai mult decât o aprobare simbolică. Trebuie să avem o cunoaștere reală, o experiență autentică în principiile adevărului, așa cum este în Isus. Duhul Sfânt trebuie să lucreze în interior, aducând aceste principii în lumina puternică a unei conștiințe limpezi, așa încât să le cunoaștem puterea și să le putem face o realitate vie. Dumnezeu și-a cinstit Fiul, făcându-L modelul după care formează caracterele tuturor celor care cred în El. Tatăl ia din lucrurile lui Hristos și ni le dezvăluie ca să-L înțelegem temperamentul și să ne asemănăm cu El. S-ar putea dovedi că obstacolele, provocările și greutățile pe care le întâlnim nu sunt un blestem, ci cele mai mari binecuvântări din viața noastră. Caracterele cele mai mărețe sunt construite în mijlocul greutăților și încercărilor, dar ele trebuie să fie primite ca lecții practice în școala lui Hristos. Fiecare ispită în fața căreia rezistăm, fiecare încercare purtată cu curaj, ne oferă o nouă experiență și ne dezvoltă în lucrarea de construire a caracterului. Avem o mai bună cunoaștere a lucrării lui Satana și a propriei noastre puteri ca să-L învingem prin harul divin. Iisus a fost lumina lumii. Este privilegiul nostru să mergem în lumina soarelui prezenței sale și să țesem la caracterele pe care le formăm, firele de aur ale veseliei, recunoștinței, răbdării și iubirii. Putem astfel să arătăm puterea harului divin și să reflectăm lumina din ceruri în mijlocul tuturor frământărilor și supărărilor care vin zi de zi. Părinte Ceresc, te invit în viața mea. Doresc ca Iisus Hristos să facă parte din ea, să mă conducă, să mă ajute să înțeleg adevărul și să mă pregătească pentru viața veșnică. Îți mulțumesc că și astăzi eu pot să fiu biruitor, pentru că te invit să mergi cu mine. Fii slăvit și lăudat. Amin.